În întâmpinarea zilei de 1 iunie, o zi specială pentru toți copiii din întreaga lume, Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin a organizat începând de astăzi o serie de acțiuni culturale pentru cei mici. A avut loc o expoziție inedită de picturi a unei fetițe de doar 10 ani, iar publicul, elevii de la școala gimnazială numărul 14, au fost îndrumați de către micuța artistă să-și găsească pasiunea. Ulterior, pe cei mici a așteptat o mare surpriză. Seria de acțiuni culturale desfășurate astăzi la Muzeul Regiunii Porțile de Fier au început cu vernisarea expoziției Culorile Copilăriei, creația Timei, o elevă de doar 10 ani care prin propriile picturi își exprimă emoțiile, sentimentele și gândurile, spune chiar micuța artistă. Tot aceasta își îndrumă publicul, elevii școlii gimnaziale numărul 14, să-și găsească pasiunea. Timea îi asigură de faptul că doar găsindu-și adevărata pasiune se pot dezvolta pe sine. Fac ce mă relaxează și pur și simplu îmi place să desenez pentru că iubesc să facem parte din corpul meu și este pasiunea mea. Vă încurajez să vă găsiți o pasiune, chiar dacă este muzică sau sport, deoarece reflectează înăuntru corpului vostru și o să observați după aceea că nu puteți trăi fără aceasta. Vă mulțumesc și sper că o să vă placă următoarele desene pe care o să le vedeți în continuare. Talentul micuței se reflectă cu siguranță prin propriile creații. După scurta prezentare, Time a arătat publicului o parte din picturile sale. Prima pictură care este aici reprezintă o fată și am făcut-o în creion și în cărbune. Adică am folosit mai puțin cărbune, doar că am făcut-o în majoritatea cu creionul și am avut mai multe materiale pe care le-am folosit aici. Managerul muzeului, Doinița Chircu, a fost impresionată de debutul artistic al Timei, dorindu-și ca micuța artistă severineancă în cariera sa artistică să-și amintească de faptul că prima sa expoziție de pictură a fost organizată la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin. Cu un debut artistic impresionant, Timea Petrescu, elevă la școala Alice Voinescu, o fetiță de numai 10 ani, care își va aminti în viață și în cariera ei artistică că prima expoziție din viața ei a fost organizată împreună cu Muzeul Regiunii Porților de Fier. Am vrut să facem această întâlnire a elevilor cu Timea pentru ca și ea să aibă cui să se exprime și pe cine să sfătuiască. Sfaturile ei au fost, când vin de la copii către copii, ele sunt foarte importante. I-a îndemnat pe copilași să-și descopere pasiunea și să-și o dezvolte, pentru că în felul ăsta se dezvoltă în sine, întru sine. De asemenea, copiii de la școala 14 au admirat, deși sunt mici, clasă pregătitoare, lucrările Timei, și-au întrebat-o diverse lucruri legate de ceea ce reprezintă aceste lucrări. Tot la Muzeul Regiunii Porților de Fier au avut loc ateliere de creații și jocuri pentru cei mici. După ce au văzut picturile Timei, elevii claselor primare au fost îndrumați de către reprezentanții secției, organizare, expoziții și evenimente culturale să-și exprime emoțiile pe hârtie prin desen. Mai mult decât atât, cei mici își pot vedea propriile creații expuse în cadrul muzeului. Eu și colegii mei din cadrul secției de organizare evenimente și expoziții. Pentru început vreau să vă concentrați foarte bine. Ați văzut în sala principală a muzeului o expoziție a Timei. Îmi doresc să începeți și voi să desenați ceea ce vă doriți voi, iar la sfârșit vom strânge toate desenele și dacă vremea ne va permite le vom expune în curtea muzeului. Dacă nu, atunci când va fi soare, cald, frumos, iar voi veți putea să veniți să le vedeți. După ce veți desena, am o mare surpriză pentru voi. Dar doar dacă veți fi cuminți, ascultători, o veți asculta pe doamna și veți promite că veți fi și la școală la fel și veți învăța foarte, foarte bine, da? Eu vă spun spor la treabă. Haideți să încercăm să vedem cine termină cel mai repede și cine are cel mai frumos de
Pentru cei mici, motivația cea mare a fost, cu siguranță, surpriza de la final organizată de cei din cadrul secției organizări, expoziții și evenimente culturale. După ce au primit cadouri, cei mici au sărbătorit prin dans și muzică. Doar de 1 iunie putem sărbători pe cei mici, ci în fiecare zi oferindu-le iubire și dăruire. Muzeul Regiunii Porților de Fier, începând de astăzi, a dorit să-i aducă în prim plan, iar prin evenimentele organizate de reprezentanții instituției, cei mici au putut să-și exprime emoțiile.